Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în Berbec, etalare pentru august aproximativ. Îmi pare rău de întârziere, trec prin multe evenimente foarte intense, transformatoare și mai nou mi-am lansat și o expoziție care oricum era programată pentru august la Muzeul Nicolae Grigorescu, Tai Chi, Yin și Yang, pentru cine are interesul și plăcerea să viziteze, sunteți bineveniți. Haideți să vedem. Berbeci, în această perioadă. Interesant, 10 de bâte am mai văzut și în timp ce am amestecat 10 de spade. Încheiați un ciclu, un ciclu destul de greu. Clar. Haideți să vedem ce pregătiți. O dată, de două ori și de trei ori. Ia, turnul. Dacă nu ați fi și voi ca mine să treceți prin evenimente intense, separări de situații, mutări, transformări, în sensul de reconstrucție, măcar. Ia uite, și asul de bâte, aveți energie, aveți inspirație, aveți putere, aveți vitalitate. Să vedem. August 2022. 4 de cupe în trecut. Așa facem. 10 de spade. Și cavalerul de spade. Probabil că cineva v-a supărat în trecut. Dacă, da, ați pierdut ocazia, ați pierdut o ocazie sau cineva nu v-a adus suficientă satisfacție emoțională într-o situație, probabil a fost prea preocupat, preocupat de alte lucruri. Familie, responsabilități în altă parte și mai puțin de a manifesta dragoste cu voi. Și din cauza aceasta o perioadă v-a supărat, între timp supărarea aceasta probabil că v-a ros așa în interior, într-atâta de la supărare, de la decepție, s-a ajuns la o mare dezamăgire. Probabil acest personaj venea a pleca, cavalerul de spade, nu se implica, însă, interesant, aici este o energie feminină care se hotărăște să pună punct acestei stări, probabil că a spus-o mai de mult, o să și clarificăm, e trecutul vostru, hai să vedem în prezent. Ah, ce frumos, asul de spade, aveți o altă viziune referitor la situația respectivă. Regele de monede și cavalerul de cupe. Probabil că altcineva vine în această perioadă. Cineva care este, vrea să fie romantic cu voi, vrea voi alături sau poate a venit deja. Că prezentul uneori se manifestă în paralel și cu trecutul și cu viitorul. Nu stau acum să explic de ce, dar se întâmplă, da? Nu e ca la noi în calendar. Energiile sunt altfel, la nivel universal. Dar totuși, în prezent, aveți o nouă viziune despre ce înseamnă adevăratul romantism, adevărata dragoste, să zicem. Dar ce înseamnă? Comunicare. Înseamnă să fii romantic, să-ți faci timp de... Ia uite, iar comunicare. De un timp. Și asul acesta de cupe, aici un castronel, este o cupă, o cupă care în trecut n-a fost umplută, n-a fost satisfăcută, da? Aveți nevoie și de emoții, și de cuvântări, și de stabilitate. De foarte multă stabilitate. Poate că cineva, o persoană serioasă, rege de monede, vrea să înceapă ceva cu voi. O relație. O relație în care să se manifeste stabilitate, loialitate, adevăr, comunicare și romantism. Da? Și emoții. E frumos. Poate că sunteți voi și știți ce vreți. Nu vă mai lăsați impresionați de motocicliști, de, zic și eu, n-am nimic cu ei, cu motocicliștii, da? De arcași, de vânători, interesant, vânători, vânători de senzații. Cavalerul de spade, ca și cavalerul de bâte, sunt printre cei mai mari vânători, da? Nu vă mai lăsați impresionați, știți acum ce vreți. Și dacă cineva vrea să fie romantic, fără stabilitate, no chance. Nicio șansă. Ăsta este adevărul vostru. Acum înțelegeți. E un soi de vindecare, așa simt. Că ați trecut, ați intrat în mintea voastră și în sufletul vostru în această perioadă de mare suferință și acum ați descoperit, v-ați eliberat, ați descoperit lumină. În viitor, eremitul, faetonul și cinci de spade. Dacă cineva în viitor, dacă mai vine, pleacă X, Y
și nu-și face timp de voi și vă lasă în pustie, vă lasă singuri și cu griji și cu stres, știți ce aveți de făcut? Să vă vedeți de drumul vostru, faetonul. Să vă vedeți de drumul vostru. Eventual, personajul interesant, leg un pic 5 de spade acesta de personajul din trecut, că sunt spade și e o situație conflictuală mentală. Probabil că în viitor personajul care va crea conflicte vouă și supărări și depresii, probabil că la un moment dat, voi dacă vă refaceți acum și mergeți către destinul vostru, că faetonul merge către stea, merge și cu bune și cu rele, da? Și cu alb și cu negru, și cu yin și cu yang. Yang, ca să fie în echilibru, nu? Apropo de ce vorbeam de expoziția mea, da? Energie trebuie să fie, și energia tai chi, apropo, este energie în mișcare, da? Dar trebuie să te centrezi. Și atunci, și voi, la modul intuitiv, simțiți că e cazul să vă detașați. Probabil că găsiți niște răspunsuri la niște întrebări în viitor, și vă veți găsi calea către vindecare. Și atunci ceilalți, eu nu cred că sunteți voi 5 de spade, ceilalți vor rămâne cu semne de întrebare, vor rămâne cu un stres, aș spune. Da. Și să-și ordoneze și ei mintea. Și să învețe să ofere reciprocitate. Și asta e. Dacă vor un nou capitol cu voi, să manifeste altfel, eventual. Dar, hai să vedem la capătul setului de cărți. Ah, ce frumos! Împărăteasa și regele de cupe! Lăsați aceste probleme în ori. Ia uite, cineva a păcălit. V-a păcălit cineva. V-a apăsat, v-a durut acel personaj. Poate a fost o situație foarte pasională. Ia uite, foarte pasională. 6 de bâte, 4 de bâte, 8 de bâte. Poate a fost. Dar, odată încheiată acea problemă, acea situație, începeți ceva nou în această perioadă. Și acest nou, am zis, vă duce către stea, către vindecare și vindecându-vă, începe să manifestați dragostea adevărată, echilibru emoțional, că vorbeam de echilibru, creativitate, abundență. Frumos, frumos. Rămâne să se manifeste această nouă lume în voi, prin voi. Prin noile decizii pe care le veți lua, dar după analiză, aveți două cărți care reprezintă analiză și în prezent și viitor, eremitul. Vă mai dați timp la însingurare, la meditație, vă dați seama că aveți nevoie de timpul vostru, tocmai ca să nu mai greșiți, să nu vă mai aruncați, eu știu, înainte în situații care, știți cum, berbecii se mai aruncă. Și nu doar berbecii, toți mai avem această tendință, toți avem un berbec în noi, da? Un Marte, casa întâi, da? Toți avem. Și atunci, hai să și clarificăm. 4 de cupe, uite, 4 de cupe? Da, faetonul invers. O situație care v-a ținut pe loc. Nu știați ce să faceți. Ați stagnat. Și un sentiment de abandon, de însingurare. În trecut, ia, 10 de spade. Pentru berbecuți, în trecut. Ia uite, 10 de spade magician. Am că cineva v-a păcălit, a încercat să vă păcălească, să vă manevreze. Ia uite, va crea blocaj mental. A suferit foarte mult. Secrete. Ia uitați-le. Magician. Eventual, exerci una și alta, eliberându-vă de aceste persoane care creau impresia că știu ce vor și nu știau, creau impresia că vin și nu veneau, găseau tot timpul scuze ca să nu vină, ca să nu manifestă. Odată eliberați, ați început să manifestați unul, încet, încet, o nouă etapă în viața voastră și acum se simte. Clarificăm. Ia uite, nebunul, da? Magicianul și nebunul, da? Ați zis, gata, fără făcături, făcături la modul... Păcălele. Nu, mă gândeam la altceva, da? Vreau ceva nou. Și ați riscat. E cartea berbecului nou, zeu. Da? Cavalerul de spade. Uite, asul de monede. În momentul în care v-ați eliberat, lucrurile au mers foarte rapid. Ia uite, asul de monede, regele de monede și asul de spade. Au început să... Ați început să atrage stabilitate într-o anumită formă, simțul valorilor, simțul stimei față de voi,
Noi oportunități, un nou job a venit, nu știu ce a venit, un nou cadou, ceva, ceva, noi porți, noi portaluri s-au deschis. În momentul în care v-ați eliberat de personajul care a venit, a plecat, a venit, a plecat, eventual a venit altcineva, iute, pentru că asta e, se schimbă energia. Mă mir că n-a venit roata norocului, da? Dar eliberarea de 10 de bute, cum a zis și moartea, da? Momentul în care ați, iată, și 5 de cupe, 4 de cupe, momentul în care a zis, gata, nu mai vreau. Nu mai vreau. A început să vină pozitivul. Vedeți ce frumos, interesant. Aici este o pentagramă, aici altă pentagramă. Ați manifestat eliberarea de situație pe care am descris-o. Ați manifestat. Aici o pentagramă, aici. În material ați atras sporul. El vine încet, încet, nu-l știm, nu-l vedem imediat. Doar trebuie să avem un pic de răbdare. Clarificăm asul de, poate că în ultima vreme și în prezent se simte prezența unei persoane cu planete însemnate pământ, care vă dă stabilitate, planete ascendent, ceva, vibrații. Însemne de pământ într-o anumită formă. Hai să vedem, asul de spade, ce era aici? E, regina de spade. Și roata norocului. Da, aici este. Ați schimbat energia, am zis de roata norocului, a venit. Ați schimbat energia. N-ați mai vrut să stați în acea energie stagnantă, deprimantă, obsedantă, depresivă. Și odată ce ați plecat, ați atras încet, încet, că e totuși un as, abundența. Și urmează să se manifeste în continuare prin împărăteasă, prin regele de monede. Prin oameni, colaboratori, victorii. Poate niște chestiuni legale, asul de spade și regina de spade, vă ajută să schimbați energia din punct de vedere financiar, poate. Poate. Poate că înțelegeți ceva referitor la o balanță, regina de spade în general e balanță, sau mintea voastră lucrează altfel, chiar fără să cuvânteze, chiar sau că fără să cuvântați, înțelegeți situațiile. Înțelegeți când trebuie să stați sau unde ați stat, ce v-ați ținut pe loc eventual în trecut, am înțeles. Ce v-ați ținut, faetonul invers și faetonul în poziție normală. Ce v-ați ținut? Și aici ia roată. Cum să lucrați? Rotița aveți și aici, da? Interesant. Deci, în prezent, înțelegeți, eventual, trebuie să gândiți și o să vină și răspunsurile. Poate să vină prin, eu știu, interviuri, prin cărți, prin discuții cu cineva, prin multe forme, da? Veți înțelege niște lucruri și veți vedea cum se schimbă energiile în viața voastră. Da. Și cum puteți manifesta spor, 8 de monede, bani, stabilitate, regele de monede, care asta ce era? Era și un as de bâte, interesant. Era și un as de bâte. Vin idei. Poate să fie și o nouă pasiune. Aveți deja 3 ași. Unul mai spre trecut, 2 în prezent. Asul de spade și asul de bâte. Pe care nu l-am văzut. Ați văzut? Vine. Vine. Pentru unii poate a și venit asul de bâte. O idee. Interesant, aveți 4 de bâte iar. Acasă, poate ar trebui să lucrați un pic, să mai aprindeți lumânări, să vă mai rugați. Ca să schimbați energia, să curățați energia. Clarificăm regele de monede, în prezent pentru berbeci. Regele de monede. Steaua, apropo de vindecare. Poate un personaj important vă atrage atenția sau vă inspiră sau vă cheamă. Ori vindecându-vă, poate sunt mai multe posibilități. Vă vindecați de un soț, de un șef. Și vindecându-vă deveniți voi șefii vieții voastre, bărbați, femei, nu contează. Voi deveniți figuri importante la locul de muncă, într-o anumită formă. Unii, nu toată lumea, da? Da, regele de bâte. Totuși cineva v-a jonglat. În trecut. Mai dăm o carte pe care... Ce carte îmi dai? 7 de cupe, vedeți? V-a jonglat, v-a creat confuzii.
Dăm o carte pe cavalerul de cupe. Și pentru berbeci. Ia. 5 de cupe. Și 9 de spade. Cuiva este dor de voi. Posibil personajul din trecut, am zis eu, posibil personajul din trecut. Voi vă vindecați. Poate că v-a fost soț, poate că este soț, poate că e o figură autoritară, dar repet, chiar dacă a fost așa, aceste două cărți reprezintă și energia voastră, voi vindecându-vă, vă atrageți, reușite profesionale, relații stabile, spor financiar, pasiune, vitalitate, nu doar sexualitate, cât și vitalitate, că și asta e necesară, nu că asta vine odată cu vindecarea fizică și energetică și spirituală. Vă găsiți direcția, știți, simțiți, mai bine zis, lângă cine ar trebui să stați, lângă cine e posibil să aveți misiune și lângă cine nu. Probabil acest cavaler de cupe e un personaj, e personajul din trecut, repet, care ar vrea să vină să fie romantic cu voi. Este dor, își face griji. Dar, dacă nu vine în adevăr, interesant. Roata norocului și asul de băte, poate vine un alt personaj de foc sau neapărat de foc. Suficient de pasional ca să vi se potrivească. Da. Clarificăm eremitul. Nu-s prea multe. Pentru berbeci, eremitul în viitor. Dar mă bucur că aveți, ia uite, câți ași, roata norocului, mare schimbări. Da, e un capitol care se încheie, dar referitor la cine? E un personaj care v-a mințit, asul de spade, se încheie acest capitol, da, acestea au venit, da? Și regina de monede. Cineva care nu și-a asumat, responsabilitatea, regina de monede, poate cineva s-a despărțit, interesant. Regele de monede și regina invers. Voi știți, poate e un personaj despărțit de soția, soțul său. Poate sunteți voi despărțiți de soția, soțul, pentru că cineva a mințit, asul de spade invers, a avut secrete, am văzut mai devreme, da, magicianul, luna și așa mai departe. Nu v-a apreciat, nu v-a oferit stabilitate, da? Și în general, oamenii care sunt așa nu se respectă ei pe ei. Și atunci închideți capitolul. Și puneți tăcere. Puneți tăcere pe acest capitol, că n-are rost. N-are rost. Vă concentrați? Concentrați? Interesant că a venit steaua deasupra faetonului. Dar totuși pe aceeași verticală. Manifestați vindecare și o nouă direcție în viață. Da, terminați cu 10 de spade. Ia uite, 10 de spade. Se încheie. Dar vedeți, voi v-am mai spus, finalurile astea se întâmplă. Pe un parcurs, uneori de ani de zile și de luni de zile, pentru că o suferință mare nu se încheie peste noapte, cum pocnim din degete, da? Cât am fi de magicie. Să manifeste înseamnă altceva. În fine, hai să vedem. Faeton. Faetonul pentru berbecuți și berbecuțe. Multe cărți vin la voi la clarificări. 4 de spade, analizați, să vă dați timp să analizați și să... Faetonul. Poate să fie un divorț cu justiția, poate să fie un divorț, că am văzut regina de monede invers și regele de monede în poziție normală. Vă vindecați de un divorț, eventual. Asta e. De un personaj pasiv care nu s-a implicat, că am văzut reciprocitatea, la un moment dat nu s-a implicat egal în relație. Bine, fiecare are adevărul său. Acum vorbesc despre berbeci, este viziunea berbecilor, da? La balanță, la rac, la vărsător, la gemeni, o să vedem altceva, da? Dar, la berbeci. 4 de spade, iar o variantă mică a eremitului. Analiză, ordine, după o decepție. Am văzut aici decepția. Poate, repet, să fie un divorț, ruptura unui contract la locul de muncă și redirecționarea voastră. Vreți un nou contract care vă aduce, eu știu, succes financiar, vă aduce echilibru, autonomie financiară și misiunea voastră. Poate. Acum nu o să fi toți la fel, dar un anume tip de succes, un anume tip de vindecare, de așezare a lucrurilor.
Da? Și patru de spade stă, ca și la patru de cupe și faietonul invers. Dacă cineva a stat în căsătorie sau în contract sau a fost într-un contract în care ați stagnat, profesional inclusiv, mergeți mai departe. Încheiați capitolul. Repet, încheiați. Toate lucrurile astea se pot raporta și la familie, și la job, da? Vedeți. Da, e o situație de care vă eliberați. Ia uite, pentru că aveți de ales între băta care stă pe loc și cea care vă aduce victorie. Stea, vindecarea, sporul, succesul, abundența, dragoste adevărată, echilibru. Clarificăm și cinci de spade. Probabil că alții vă vor invidia, vă vor bărfi. Poate și voi veți mai avea un... Sper că nu. Ia să vedem. Ia uite, ei avem ceva invers. Ia uite, cinci de spade a fost clarificat cu cinci de spade invers. Drăguț. Dacă alții v-au creat conflicte, de acum încolo voi nu mai vreți conflicte. Interesant, berbecii care totuși sunt... Nu le este frică de confruntări. Nu, pur și simplu, învățați să vă elibe aici cu vindecarea. Să nu vă mai implicați în discuții, în chestiuni care vă țin pe loc, vă tulbură mintea. Poate sunt alții care vor să facă pace, nu știu, dar cine a avut stres, de acum încolo nu mai vrea stres. Cinci de spade a fost clarificat de cinci de spade, dar invers. E patru de spade, vreau liniște, pace mentală. Da? Pace mentală. Ia uite, eremitul, liniște, vreau să-mi găsesc răspunsurile la întrebări, nu vreau agitație, m-a săturat. Hai încă o carte de curiozite. Șase de monede și valetul de spade. Vreți relații echilibrate, financiar, emoțional? Vreți reciprocitate? Și nu mai vreți ca cineva să-și ofere timpul mai mult altor lucruri decât vouă, da? Atât timp cât voi vă implicați, voi și vreți ca și ei să se implice. Valetul de spade. Studiați cum să vă echilibrați financiar eventual în această nouă direcție. Oricum, nu mai vreți conflicte, asta e clar. Nu mai vreți conflicte. Da, eventual independență, nouă de monede. Și să vă eliberați de oamenii care, ia uite, șapte de spade, care ascund dragostea. Oameni care fug de dragoste. Vă concentrați pe voi, da? Steaua și regele de monede poate să fie chiar acest personaj, nouă de monede, care merge către stabilitate, către împărăteasă, da? Bărbat, femeie, nu contează. Mergeți către stabilitate. Și posibil pentru unii dintre voi, cu atâția ași și cu roata norocului, să fie o întâlnire de destin între voi și cineva care va aduce vindecare, va aduce echilibru, va aduce spor. Dar, repet, nu e obligatoriu să fie o nouă persoană, poate să fie o idee, o situație, un proiect. Variază de la om la om. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ciao, ciao!